Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Iași a confirmat printr-un buletin de analiză un focar de pestă porcină africană la porcii domestici dintr-o gospodărie din localitatea Miren, comuna Coroiești. Toate cele 22 de capete de porcine prezente în exploatație au fost ucise și neutralizate, proprietarul animalelor urmând a fi despăgubit conform legislației în vigoare. Au fost efectuate dezinfecții la nivelul exploatației infectate, a mijlocului de transport al cadavrelor și a locului unde cadavrele au fost neutralizate.